Bună seara, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, bună seara tuturor. Mă bucur să ne reîntâlnim după 10 ediții în care am stat cu toții cu sufletul la gură, în special noi, cei care am simțit poate mai tare decât cei de acasă, noi de aici din platou, tensiunea acestor ediții, care s-au încheiat spectaculos, frumos, alături de un concurent cum rar am întâlnit. Și mă refer acum la Teodor Ciopală. Îl felicit încă o dată, îl felicităm cu toții pentru cele 10 ediții câștigate și pentru mașina cu care a plecat fără să se uite în spate spre casă. Felicitări! Și începem această nouă serie, practic. Începem proaspăt cu echipa de tineret Câștigă România. În ordinea numerelor de pe tricou, Liviu Dârlescu, numărul 1, numărul 2, Laurențiu Cuțaru. Și în atac, Iulian Tira. Să începem această frumoasă ediție și proaspătă. Câștigă România! Măi băieți, că nu pot să vă zic domnilor. Începem concursul, după care aș vrea să ne prezentăm fiecare și să aflăm... De ce ne aflăm pe aici? De ce muzica? De ce teatrul? De ce filmul? De ce... Este tipic întrebare, știi, la câte un interviu. De ce muzica? De ce televiziunea? Începem din Caraș, Severin. Când beșcelești pe cineva, înseamnă că-l alinți, poreclești, cerți, speli. Răspunsul corect este cerți. Exact. Răspuns corect. Tot din Caraș. Laurențiu. Imediat. Oare nu-i și muzica una dintre minuni? Se întreabă compozitorul și dacă știți răspunsul la întrebarea asta, mă minunez. Ce minunat eram, dar mă minunez și mai tare. Mihai Constantinescu, Gabriel Dorobanțu, Marius Țeicu sau Gustav Klimt? Sunt puțin în dubii. Mm. Da, între Marius Țeicu, cred, și Gabriel Dorobanțu. Merg pe varianta pe Gabriel Dorobanțu. Ești sigur că vrei să mergi pe Gabriel Dorobanțu? Da. Răspuns final? Răspuns final. Bine. Care știe despre ce vorbim? Cred că mi-a trecut mie pe la ureche odată, pe vremuri, când Marius Țeicu a fi născut în Reșița. Una dintre minuni. Marius Țeicu este compozitorul. Că... Îl iubesc sincer. Și mergem tot în Caraș, Iulian. Da. Sfinxul Bănățean este o statuetă preistorică, o clădire, un pustnic sau o stâncă antropomorfă? Sincer, răspunsul factual nu mi-e cunoscut, dar mă gândesc că, având un sfinx în Bucegi, se poate să se fi transferat denumirea către o stâncă antropomorfă. Este răspunsul tău final? Da. Repetă. O stâncă antropomorfă. Răspuns corect! Este la topleț, 16 metri înălțime, 8 lățime. Despre asta este vorba. Acum, Liviu, câți ani ai? Am 31 de ani, sunt originar din Râmnicu Vâlcea. Așa. Și am terminat ASU în București. Și stai în București acum? Te-ai mutat? Lucrez în București ca economist. Economist? Ce da. Fain. Îți place? Mult, cred, dacă asta faci. Până la pensie trebuie Sper. Să placă. Până la pensie. Dar de ce ai adus în discuție pensia? Uitându-te la mine și mai și râzi așa. Bine, aveți mai multă experiență. Uh-huh. 30 și ai zis 1? Da. 31. Să fii sănătos. Bravo. Mulțumesc, Rafa. Las că mă ajungi tu. Dăm un județ. Mehedinți. Una dintre aceste vietăți nu trăiește în pădurea Ponoarele de lângă Baia de Aramă. Dropia, vipera cu corn, broasca țestoasă, scorpionul. Cred că
Răspunsul corect este dropia. Dropia este o pasăre de stepă. Da. Întâlnită pe locuri în câmpia de vest. Răspuns corect. Dropia. Și acum, Laurențiu, tu ai putea să folosești în acest moment varianta ajutătoare Scoate-mă din județ. Vrei sau nu? Da, folosim varianta. Hai să o folosim, că nu-ți place în Caraș. Deși e foarte frumos. E frumos, da. Foarte, foarte frumos. Hai să vedem întrebarea. Care este capitala Cubei? San Jose, Santo Domingo, Havana, Port-au-Prince. Havana. Havana a răspuns corect și a ieșit din județ. Acum, dacă tot ai ieșit din județ... Să stăm la povești. Ia zi. Păi am 31 de ani. Altul. Măi, oameni buni, dacă... Da, zi. Sunt din Alexandria de fel, dar locuiesc în Chiajna. Sunt manager de proiect în cadrul unei... Ai și echipă de fotbal? Concordia Chiajna, da. Ai. În Liga 2. Poate promovează, nu știu. Ca profesie sunt manager de proiect, lucrez în cadrul unei companii de asigurări. Mhm. Și sunt foarte pasionat de istorie, de patrimoniu istoric de la noi din țară, de arheologie. Am chiar un blog pe tema asta pe care scriu. Pe ce temă? Pe zona locurilor istorice la noi din țară, adică acele care sunt mai puțin vizitate. De obicei păi zi, că vrem să știm, că nu e nimic. Țara cu balauri se numește. Poftiți? Țara cu balauri se numește blogul. Țara cu balauri? Cu balauri, da. Ai, ce fain. Da, bravo. Da. Mai sunt pasionat și de tenis. Da. Place foarte mult tenisul, da. Și fac și foarte mult voluntariat. Sunt voluntar activ într-o organizație. Ce faci? Pentru îngrijirea mediului, pentru plantarea copacilor. Ce da. Frumos! Da. Și câți copaci ai plantat? Sincer, n-am numărat, dar cred că sunt peste 3.000-4.000. Serios, vorbești? Da, sunt de aproape 10 ani acolo. Mi-ar plăcea foarte, foarte mult să alegi și un județ acum din care să-ți adresezi întrebarea. Okay. Știi, ca să completăm. Mehedinți. Iulian, da. Tu ești la rând. De ce nu zici? mă uitam la hartă ca la o poartă nouă. Pentru că avea așa o atitudine de om care reflectă adânc, nu puteam să te întreb. Nu, e adevărat, nu puteai să mă deranjezi. Iulian. Da. Județ. O să o luăm prin Gorj. O luăm prin Gorj. Gorjenii zic că locurile unde sunt comori se arată în noaptea de 23 aprilie, când este Sfânta Irina, eclipsă totală, ploaie de stele sau Sfântul Gheorghe? Sfânta Irina nu face parte din calendarul ortodox, din câte știu, dacă vorbesc cu păcat. Eclipsă totală rar, ploaie de stele e un eveniment aleatoriu, așa că o să zic Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, răspuns corect. Județul următor, tu ești la rând, da? Da. Ia zi-mi. Dolj. Numele lui Gheorghe Țițeica este legat de acest domeniu al matematicii. Te rog frumos să-mi spui dacă este vorba despre algebră, constanta pi, înmulțirea cu scalar sau geometrie. Cred că o să apelez la varianta sună un prieten. Întreabă un prieten. Întreabă un prieten. Așa, e cu totul altceva. Pe cine vrei să sunăm? Pe Valentin. Valentin, le sunăm acum. Alo. Bună seara! Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Vă salut. Vă salut cu respect. Să rămânem în acest ton sobru. Și să încercăm să-l ajutăm pe Liviu. Încercăm? Să vedem cu ce... Cât de aproape sunt de adevăr. Hai să vedem. Suntem în județul Dolj. Asta trebuie să știm. Și legat de județul Dolj, eu vin cu o întrebare și patru variante de răspuns. Aveți 10 secunde la dispoziție pentru a ne ajuta. Mai mult pe Liviu. Ok, deci despre ce e vorba? Imediat vă zic. Numele lui Gheorghe Țițeica este legat de acest domeniu al matematicii. Algebră, da. Constanta pi, înmulțirea cu scalar sau geometrie? Gheorghe Țițeica, algebră. Mulțumesc.
O să merg pe varianta aleasă de unchiul meu. Cine e Valentin? Unchiul tău? Da, algebra. Răspuns final. Final, algebra. Ok, da. Blocăm. La rând, Laurențiu. Tot pe algebra aș fi mers și eu. Bravo, concurenți buni. Gheorghe Țițeică are o problemă cu moneda de 50 de bani sau ceva de genul ăsta, care aduce și a geometrie, dar știu că sunt și niște formule care au rezultat în asta, deci... Aș fi fost într-o situație dificilă, aș fi zis geometrie, dar... Te bași tu cu geometrie, știi? Te dai tu, deci când au zis oamenii algebra, algebra, fii tu Vox cu geometrie. Geometrie este răspunsul corect. Da. Bun, da. Mergem mai departe la Laurențiu. Mehedinți. Mehedinți. Tu ai pornit mai greu, dar se mai întâmplă din când în când să ajungi la destinație mai ușor decât cei care au pornit bine. Cetatea Tricule, construită în secolul 15 pe malul Dunării, se află la Strehaia, Brezoi, Baia de Aramă sau Șvinița? Am fost aici, este o cetate efectiv în Dunăre, are 3 turnuri, de la asta vine Tricule. Cule din limba turcă, practic, înseamnă turn, castel. Acum sper să nu greșesc localitatea, dar tind să cred că este Șvinița, răspuns final. Bravo, domnule, răspuns corect! Excelent! Știți că Strehaia și Baia de Ramă nu sunt pe malul Dunării. Și ne întoarcem la Iulian. Tu, care-i povestea ta? În primul rând, o să-ți facă plăcere să auzi că am 37 de ani. Deci... În sfârșit, tu nu mai mai tot departe, dar mai nu, în vârstă, așa. Nu chiar, nu. N-aș zic. Ești în vârstă, nu te mai da, gata. Nu, nu departe de... Ai vrut să fii drăguț. Ești foarte tânăr, ești ok. Așa. M-am născut în Craiova, am studiat în Craiova și lucrez în Craiova. Sunt instructor, că nu m-aș numi profesor, pentru că activez pe cont propriu. Așa. Făcând cursuri cu diverse persoane. Ce de limba engleză. Limba de engleză? De la adulți la copii. Faci online? Acum da. Așa, mai zi, pe lângă asta. Stai că nu te las. Și eu practic sportul național al românilor, datul cu părerea, și eu am un blog. Însă, spre deosebire de distinsul coleg, eu scriu despre filme, despre cărți. Frumos. Alte proiecte care apar în Craiova, în principal. Al tău cum se numește? Iulianfira.ro. Știu, e foarte lipsit de originalitate și foarte dar narcisist. Dar nu, inspirat. Foarte narcisist, ai, da? Ai angajat o agenție de asta? Da, am făcut un brainstorming, da, am plus și ăsta a ieșit cel mai bun. Te-am mai văzut undeva? Da. Unde? La cealaltă. Nu știu dacă e voie să o spunem Carmen? Pe... Unde? Doamne, fer, cum s-a zice pe la voi pe acolo. Spre Carmen, la emisiunea cealaltă, nu știu dacă am voie să o spun pe... La ce la copii spun lucruri răsite? Ai fost invitat, mi s-a spus de multe ori că sunt tâmpenii, dar sunt infantil, dar nu acolo. La ce, la vrei să fii milionar? Da, poți să zici. Da, da. Da? La vrei să fii milionar? Și ce ai făcut? Am luat 5.000 de lei, m-a încurcat uitând euro la mine și am folosit și 50-50 degeaba, dar nu ți-am purtat pică. Pe omul ăsta. Eu te-am încurcat că te-am făcut să-ți alegi o variantă ajutătoare? Nu o să uit privirea aia pe care mi-ai aruncat-o așa, ești sigur? Nu o să uit cât o-i trăi. Dar nu ți-am purtat pică. După aceste reproșuri, binevenite, dăm și mie... Mergem acasă, în Dolj. Mergem acasă, în Dolj, vezi ce zici. Mergem în Dolj mai bine. Că acasă există șanse pe aici, în rând al tâi, știi? Primele legații românești în țări ale Americii de Sud au fost deschise datorită lui... Mihail Cogălnicianu, Tache Ionescu, Sergiu Celac, Nicolae Titulescu. Nicolae Titulescu este din Craiova și era supranumit prim-ministru de externe. Este Titulescu singurul doljean de aici, da. Dacă ne uităm bine, nu? Da. Răspuns corect și următoarea întrebare va fi din Olt, destinația noastră. Se pare că ești, ai șansa să fii primul care ajunge la destinație. Hai să vedem ce face domnul Liviu. O luăm prin Gorj. În 1843, alături de Nicolae Bălcescu și Ion Ghica, Cristian Tell a înființat societatea Albina, Junimea, Frăția, Eteria. Tind către Eteria. Răspunsul tău este final? Da. Bine. Vorbim despre o societate francmasonică, Frăția. A fost motorul Revoluției de la 1848. Acum văd ce s-a întâmplat.
s-a întâmplat că te-ai blocat. Hai că să văd dacă știi tu continuarea. Da, m-am blocat. N-ai găsit altă rimă, hm? Ai două județe. Dacă stăm să ne uităm la Laurențiu, singura ta șansă ar fi să răspundă greșit la următoarele două întrebări. Hai să vedem ce face la prima întrebare. Din ce județ? Dolj. Mergem în Dolj. Rezervația ornitologică Ciupercenii Noi este într-unul dintre puținele locuri neîndiguite ale zonei deluroase, Dunării, Oltețului sau Oltului. Apelăm la varianta sună un prieten. Întreabă un prieten. Întreabă un prieten. Pe cine vrei să suni? Pe Cristian Popescu. Cristian Popescu. Da. Hai să-l sunăm. Alo? Bună seara. Bună seara. Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună seara, domnul Virgil. Mă bucur să vă aud din nou. Din nou? Da, sunt un fost participant la Câștigă România, Cristian Popescu. Acum ați aud un accent așa pe care parcă îl recunosc. Câte ediții ai câștigat? Nu, n-am câștigat, am... Câte ediții ai pierdut, am vrut să te întreb? Două. Deci ai fost la Câștigă România? Da, am fost în 2016 și în 2020. Bun, fii atent, întrebarea vine din Dolj. Ok. Știi cum funcționează, asculți întrebarea și variantele de răspuns, 60 secunde pentru a-mi da răspunsul, da? Da. Ia, ascultă întrebarea. Rezervația ornitologică Ciupercenii Noi este într-unul dintre puținele locuri neîndiguite ale, și aici avem variantele de răspuns, zonei deluroase, ale Dunării, Oltețului sau ale Oltului? Ale Dunării. Mersi. Mulțumim Dunării frumos. Mulțumim. Ciao. Da, era prima variantă la care mă gândeam sincer și acum... Așa ziceți toți. Merg pe răspunsul dat de Cristi pentru că este pasionat de geografie, am încredere în el și varianta finală este Dunării. Răspuns corect! Dunării! Așa este, rezervație din 1971. Iulian, vrei să folosești varianta ajutătoare? Care? Întreabă un prieten. Nu acum. Și nici nu am voie. Cer-o de pe acum. Asta e capcană, nici nu am voie acum. Ba da, poți să zici, o să o folosesc orice ar fi. Hai pe NV. Nu. Hai să vedem întrebarea. În Olt, boticul este folosit la curățarea dinților, succesul unui selfie, acoperirea capului sau măsurarea țuicii. Succesul unui botic? Nu. Eu cred că este variantă de la batic. Dacă e altceva, o să aflu ceva nou. Dar e, să zic, acoperirea capului. În vederea unui selfie. Acoperirea capului este răspunsul tău final? Da. Bine. Iau un prieten care vine la mine și îmi măsoară romul cu boticul, da. Dar îl măsoară pe tot. Aici se măsoară țuica, la noi în Banat răchia, dar mă rog, nu îi zice botic, în Olt îi zice botic. Așadar, Laurențiu, tu ești la rând. Eu sunt la rând? Da, tu ești la rând. Și după aia vine rândul lui și după aia calculăm. Să vedem câte întrebări ai folosit tu, câte întrebări a folosit el și vedem dacă e baraj pentru începerea rundei, da? Da. Înțelesul de bază al cuvântului slatină este acela de mănos, frumos, însorit sau sărat? Merg pe varianta de sărat. Final? Final. Bine. Varianta corectă o să râzi că este sărat. Saramură, izvor sărat. De acolo este, vine cuvântul ăsta. Și ai ajuns la destinație. Acum, dacă și el ajunge la destinație, intrați la baraj. Fii atent. În arheoparcul din Drăgănești-Olt s-a construit un sat specific culturii Gumelnița. Epoca paleolitică, mezolitică, neolitică sau fierului vechi? Cred că e construit de un domn. E o inițiativă privată, singulară. Paleolitic
nu existau sate și nici în perioada mezoliticului, din epoca fierului nu este, deci e perioada neolitică. Ai ajuns și tu la destinație, răspuns corect. Au fost folosite materiale specifice vremii, chirpici, trestie. E un muzeu foarte frumos. Muzeul Câmpiei Boianului. Da, foarte interesant. Acum, hai să-l felicităm pe Liviu, pentru că nu ajungi aici întâmplător și îți trebuie și curaj să vii, să te expui în fața noastră, în fața prietenilor, în fața familiei. Serios, eu apreciez foarte tare orice concurent care vine aici. Și oricum mai ai șanse să vii și să și câștigi o ediție. Da? Hai să-ți adresez o întrebare care valorează 200 de lei. Întrebarea: câștigă România. Cunoscută inițial ca Biserica Sfânta Maria, Biserica Neagră din Brașov și-a dobândit numele în urma acestui eveniment din 1689 și vorbim despre invazie otomană, inundație, incendiu sau ciumă. Vorbim despre incendiu. Incendiu, răspuns corect, ai câștigat 200 de lei și istoria din zorii civilizației până în zilele noastre. Felicitări, domnule! Mulțumim! Mulțumesc frumos! Ceau! A fost o experiență plăcută pentru început, cu mici emoții. Am început bine, se putea și mai bine, dar am avut și ghinion. Sperăm că data viitoare să fie mai bine. Domnilor, acum sunteți în runda a doua, vă spun domnilor. Mulțumim. Mai merge cu băbăieți. Da. Un exercițiu de respirație, ne înveți tu? Hai, și. Așa, te rog. Bine, bine. Mai încet. Nu tot putut. Vezi că nu te lasă oricum. E importantă viteza, e importantă. Și este la fel de important ca acest exercițiu să începeți runda, pentru că vă asigură un avantaj. Da. De asta, fiți atenți la întrebarea mea. Mă lăsați să termin toată întrebarea. Apăsați în cazul în care știți răspunsul. Dacă este corect, aveți 5 secunde pentru a-mi da răspunsul. Dacă este corect, începeți runda. Dacă este greșit, începe automat celălalt concurent. La fel se întâmplă și dacă apăsați mai devreme sau depășiți timpul alocat răspunsului vostru. Vă reamintesc, 5 secunde, da? Ok. Bun. Întrebarea este următoarea. De ce a ajuns Dinamo în halul ăsta? Iertați-mă, a fost o interferență ceva cu... Da. Eram foarte aproape să apăs serios. Ce ai fi răspuns? Nu mai sunt oameni care să fie implicați acolo cum trebuie. Păcat. O echipă atât de tradiție. Ai vorbit mult prea frumos despre da. Ei. Dar fără de suporteri nu mai e nimeni acolo. Nici n-au încercat. Așa, hai, întrebarea. A debutat în anul 2 de facultate alături de Vladimir Găitan în filmul Reconstituirea. Iulian. George Mihaiță. Răspuns corect și vei începe runda a doua, care... Zi. La câștigă România! Așa, am început în forță runda a doua cu un baraj de ordine. Și având în vedere că ai reușit să răspunzi primul, zi-mi județul. Teleorman. Teleorman, ok. Calculatorul spune că dacă plecăm din Teleorman, va trebui să ajungem în județul, probabil ne duce în nord, Maramureș, Suceava, ceva. Suceava, de genul. Maramureș, probabil. Maramureș. Vezi? Maramureș. Ok. Plecăm din Teleorman. Vreau să mergeți pas la pas, cap la cap, până la final. Rică din Cânticele Țigănești ale lui Miron Radu Paraschivescu era fante de Drumul Taberei, Treflă, Obor, Calea Victoriei. Aici o să întreb un prieten. Bun, pe cine vrei să suni? Cum zice Norman Bates în Psycho al lui Hitchcock, cel mai bun prieten al unui băiat este mama lui. Ce frumos! O sunăm acum. Cum o cheamă? Maria, fiera.
Sărut mâna, bună seara, Virgil Ianțu sunt de la Câștigă România. Bună, sărut bună, mâna. Bună. Mă bucur să vă aud. Mulțumesc. În fața mea se află Iulian. Da. Și e un băiat aproape drăguț și mi-a părut bine să-l reîntâlnesc. Ne-am mai văzut și în alt și context. Și v-ați mai și auzit. Da. V-ați mai auzit? Ne-am și auzit, da, și data da, trecută, sigur. Auzit, da. Da. Tu vezi că n-ai voie să vorbești deocamdată. Așa, aș vrea să vă adresez o întrebare și este o întrebare din județul Teleorman. Deci trebuie să ținem cont, ne aflăm în Teleorman. Și avem întrebarea care sună așa. Rică, din Cânticele Țigănești ale lui Miron Radu Paraschivescu, era un fante de Drumul Taberei, Treflă, Obor sau Calea Victoriei? Fante de Treflă? Nu sunt sigură. Mama ta zice Treflă. Da, și acum auzind-o și reflectând eu în răstimpul ăsta, cred că Fante este denumirea pentru una dintre cărțile de joc. Juvetele de la noi, cred. Așa că o să zic Treflă. Hmm? Treflă. Treflă? Da. Răspuns final? Da. Bine. Să citești Cânticele Țigănești. Rică, fante de obor. Întrebare grea. Rică, fante de obor. E, vezi, asta cu grea este subiectivă, da, întotdeauna. Da, da, fi citit, iau, mă mir că nu n-a știut mama ta de rică, fante de obor. Da. Rămâi acolo, ți-ai pierdut avantajul. În cazul în care din Maramureș vine acum un răspuns corect, să vedem ce face Laurențiu. Nu uita nici tu, tu mai ai varianta ajutătoare? Nu mai, ai ieșit din județ? N-ai ieșit. Ai folosit varianta ajutătoare? La întrebare Havana și l-am sunat pe Cristi. Atunci succes! am vrut să merg de la început bine. Da, nu, dar ai scăpat de el, nu mai ai presiune, știi? Da, bă, da, merg da. Pe ce nu știu eu, pe ce știu aici eu. Sunt pe mâna mea. Hai să vedem întrebarea. Culoarea predominantă a celor peste 800 de cruci din lemn de stejar de la Săpânța este negru, albastru, roșu, verde. Nu am ajuns la Săpânța, din păcate. Chiar nu am vizitat zona Maramureșului. Păi n-au cetate? Nu, au cetăți pe acolo, dar nu la Săpânța. Dar din imagini știu că culoarea predominantă este albastru. Așa deci... este, răspuns corect. Albastru de Săpânța, acum l-avem da. Și pe cel de... Voroneț. Așa e. Și de metil mai e ăla foarte, el e românesc ăla. Bun, județul următor? Bistrița. Tu vrei să folosești varianta da. Ajutătoare, scoate-mă din județ, scoate-mă da? Scoate-mă din județ, Virgil, te rog. Hai că te scot dacă îmi zici. Imediat îți dau și întrebarea. În ce oraș poți să vizitezi Empire State Building? Washington, Boston, Los Angeles, New York. Acolo s-a cocoțat King Kong, în New York. În New York. Răspuns corect. Județ. Arbiști. Întrebarea din Bistrița Năsăud. Da. În România, peștera Izvorul Tăușoarelor este una dintre cele mai luminate, adânci, uscate sau populate. Merg pe varianta adânci. Varianta B. Este varianta corectă. Așa este. Răspuns corect. A fost descoperită de aproape 60 de ani, dar încă publicul nu are da. Acces acolo. O să ajung pe acolo. Cum? Ca să fac și pe asta vizibilă. Da. Ajung și pe... Păi te rugăm. Județul următor? Mergem în Mureș. Ok. Iulian. Da. Întrebarea? Stai să-ți citesc o întrebare. Da. La Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii Golești găsim și linuri, adică vase pentru stor struguri, arbuști ornamentali, soiuri de viță de vie sau meri pitici. Dat fiind specificul muzeului, viticultură, bănuiesc că prezintă întreg procesul producerii vinului și atunci o să zic vase pentru stor struguri. Răspuns final? Da. Este răspunsul corect. Mergeți bine, domnilor. Județul următor. Brașov. Brașov, să fie. Ok. Hai să ne mișcăm.
Breslele au avut un rol cheie în sistemul de apărare al orașului? Au apărut la Târgu Mureș în Antichitate, Epoca Modernă, Era Informației sau Evul Mediu? Merg pe varianta Evul Mediu. Bine faci, pentru că este răspunsul corect și ne ducem după ce îmi alegi județul. Sibiu. Sibiu. Tu, ca să ajungi mai repede în Maramureș, trebuie să te miști rapid din Brașov. Prima ediție a festivalului Cerbul de Aur a fost prezentată de Stella Popescu și Marius Manole, Iurie Darie, Florin Piersic sau Puiu Călinescu. Prima ediție a festivalului Cerbul de Aur. Marius Manole nu, grație vârstei. Florin Piersic e din Cluj, din când aduc aminte. Puiu Călinescu, cu tot respectul față de talentul lui formidabil. Vorbim de Cerbul de Aur, da, care se ține la Brașov. Da. Asta e asocierea, da, cu județul, da? Da, 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 da. Okay. Puiu Călinescu, cu tot respectul, nu făcea de prezentator, deci cred că este Iurie Darie. De ce nu făcea de prezentator? A menționat. Cu tot respectul, pofida talentului. Asta scuză, da. În pofida talentului imens, Puiu Călinescu era destinat unor astfel de prezentări. Da. Este răspunsul corect, Iurie Darie. Și județul următor ar fi Harghita, în mod logic, și ne ducem în Sibiu. Fotbalul a început la Sibiu în anul 1913 cu echipa care câștiga campionatul 1948-1949. Vorbim despre Vulturii, Liliecii, Chinezul, Șoimii. Merg pe varianta de Șoimii Sibiu. Deși, sincer, nu sunt 100% sigur. A funcționat până în 2001 cu numele Șoimii CFR-ul Sibiu. Răspuns corect. M-am gândit că mai repede găsești un șoim decât un Șoimii Sibiu. Da. Acum trebuie să fii atent încotro te duci, spre Alba sau în Vâlcea, că eu acum nu știu. Păi, e frumos la Alba, dar parcă mai frumos e la Vâlcea. E mai frumos la Vâlcea, zici tu acum. Da, Vâlcea. Vâlcea. Tu ești în Harghita, da, și te duci în nord, spre Maramureș. Pentru a căpăta culoarea albă la corund, obiectele de lut modelate sunt scufundate în apă de var, caolin, clor sau vopsea acrilică. No, simplu, nu? Caolinul este o formă de lut. De lut utilizat în ceramică și atunci o să zic caolin. Deși să fi scufundat, da, o să zic caolin. Sigur este răspunsul final? Ar putea fi și apa de var care le dă culoare albă, dar apa de var parcă se folosește pentru altceva, așa că nu, o să zic caolin. Răspuns corect, caolin, bravo domnule! Oh, ce rundă, dar ce ediție! Județul? Vâlcea. Stai până la, da, Vâlcea, da, 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 are domnul de ales. Suceava. Covasna. Îmi cer scuze, Suceava. Covasna? Nu, nu. Nu? Nu. Bine, treaba ta, ești prea aproape. Județul Vâlcea. George Ioan Lahovari a fost director general al poștelor și telegrafelor, dar și fondator al Societății Ornitologice Române, Societății Geografice Române, Asociației Pescarilor Sportivi sau Asociației Chinologice. Merg pe varianta B, Societății Geografice Române. Răspuns final? Răspuns final. Bine. Cea mai dificilă întrebare de până acum. Recunosc. Mă bucur că i-a căzut colegul, îi recunosc. Nu te-ai gândit că era un pescar nebun? Poate că a fost, poate că n-a fost. Răspunsul corect este Societății Geografice Române, răspuns bravo. Corect, bravo, domnule! Asta chiar a fost inspirat. Bravo, inspirat, inspirat, ajungem în... În Olt. Olt. Și mai avem Teleorman. Hai să vedem județul Suceava, ce surprize ne oferă. Matei Vișniec este prezent
și pe scena de la Țăndărică cu omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, să se bronzeze, să emigreze la Polul Nord sau să îl întâlnească pe Olaf. Ultima variantă e foarte simpatică. Fiind vorba de Matei Vișniec, care are o dramaturgie foarte, foarte, foarte metaforică. Mi-aduc aminte, cum se numește, interviu pentru clown sau are o piesă absolut superbă. Sună mai frumos omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele. Răspunsul este foarte frumos. Este o lucrare dedicată copiilor. Vișniec este născut la Rădăuți și, într-adevăr, titlul este Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele. Răspuns corect, bravo! Și următoarea întrebare pentru tine va veni din județul tău de destinație, cu șanse mari, dar ediția nu e terminată. Nu, nu. Concursul nu e încheiat. Hai să trecem prin Olt. Laurențiu, la 11 ani, Ceaușescu și-a început ucenicia pe strada Lipscan din Slatina, în atelierul unui cofetar, croitor, fierar sau cizmar. Păi, Nicolae Ceaușescu, meseria de bază, dacă pot spune așa, a fost cea de cizmar. Răspunsul tău este final? Răspuns final, cizmar. Cizmar, răspuns corect! Și te afli și tu în fața județului de destinație. Exact cum am spus la început, exact așa ați procedat. Ați mers foarte bine. Parcă nu v-aș lăsa pe niciunul să plecați acasă. Hai să vedem întrebarea din Marea Mureș. Iulian. Exact, exercițiu de respirație. Și întrebarea sună așa. Aeroportul internațional Baia Mare se află într-un oraș apropiat capitalei de județ. Tăuții Măgheruș, Sighetul Marmației, Borșa sau Cluj-Napoca? Capitala de județ în Marea Mureș este Sighetul Marmației. Cluj-Napoca, iar cum se află într-un oraș? Da, Sighetul Marmației. Ești sigur? Răspuns final? Să mă mai uit odată. Dacă am răspuns greșit, este rândul lui Laurențiu. Asta îmi place la acest final. Un skepsis aici. O să zic Cluj-Napoca. Cluj-Napoca e capitală de județ. Capitală. Da, o să zic Cluj-Napoca. Răspuns final? Final. Care? Cluj-Napoca. Bine. Înseamnă că emoțiile și miza s-au deschis mintea într-un mod ciudat. Am fost acolo un... În ce județ suntem noi? Suntem în Marea Mureș, care are Baia Mare drept. Aeroportul internațional Baia Mare se află într-un oraș apropiat capitalei de județ. Cluj-Napoca nu are aeroportul propriu? Da. Baia Mare are aeroportul propriu, aflat într-un oraș apropiat capitalei de județ. Da. Primul pe care trebuia să-l dai la o parte era Cluj-Napoca, mama lui, că are aeroport și nu suntem în Cluj. Aș fi luat-o prin eliminare. Tăuții Măgheruș. Dar sincer nu mă gândeam la tăuții. Tăuții Măgheruș e răspunsul. Da. Chiar nu mă gândeam la tăuții. Dar nu-l dădeam pe ăsta. Nici eu. Nu-l dădeam, măcar stai liniștit. Măcar nu m-am făcut de râs prea rău. Da. Acum, tot greul, toată miza a venit la tine. Întrebarea sună așa. Una dintre aceste localități nu este municipiu. Alexandria, Videle, Roșiori de Vede, Turnul Măgurele. Sunt din Alexandria și este municipiu. Roșiori de Vede, Turnul Măgurele sunt municipii. Videle, răspuns final, varianta B. Sper a picat că... pe el, ce să-ți ce faci? Ai avut șansa ta, dar îți înțeleg și emoțiile și miza mare și situația în care ați fost amândoi. Te felicit, pentru că ați fost niște concurenți, adică egali. Da, se vede și pe egali. Hartă, da. A mers. Felicitări. Ați mers foarte, foarte bine amândoi. Vă felicit din tot sufletul. Tu ai câștigat ediția din această seară. Te felicit în special pe tine, Laurențiu. Și aș vrea să-ți adresez o întrebare de 400 de lei. Întrebarea câștigă România. Da.
Directorul Teatrului Constantin Tănase se întreba împreună cu Nae Lăzărescu într-un program difuzat de Revelion ce o să fie, ce o să fie. Vorbim despre Vasile Muraru, Alexandru Arșinel, Jean Paller sau, că vorbim de Revelion, Dan Negru. Vasile Muraru. Așa este, răspuns corect, câștigi 400 de lei și șansa să mai vii la Câștigă România. Cu mare plăcere. Ești un concurent bun, meriți să câștigi o ediție, cel puțin, și da, îți oferim și istoria din zorii de civilizației până în zilele noastre. Mulțumesc tare! Baftă! Ceau! A fost mult mai intensă și mai solicitantă și fizic și intelectual decât din fotoliu. Și pentru asta îi îndemn pe toți să încerce să participe, tocmai ca să vadă cum e să faci ceva, nu doar să chibițezi de pe margine. Iar provocarea intelectuală e foarte, foarte mare. Observi câte lucruri nu știi. Asta e un exercițiu de umilință foarte necesar, mai ales acum, când multă lume vrea să arate câte știe. Cum te simți, Laurenț? Sincer, mă simt foarte bine. Și recunosc că unele întrebări am fost foarte inspirat la ele. Adică nu știam răspunsul 100%, dar am încercat să iau prin eliminare, m-am gândit la zona respectivă, am încercat să fac așa, un 50-50 și se pare că a reușit. Adică cred că este și despre strategie, cum gândești răspunsul, nu numai a ști răspunsul. Și dacă nu era acopleșit de moment, acum tu erai în drum spre casă și vorbeam cu el. Da, a fost un concurent pe măsură. Excelent! A mers cap la cap. Și e bine că se întâmplă asta. Băi, ce mă bucur. Tineri și faini. Pregătit? Pregătit. Începem runda a treia la Câștig România. Cunoști regulile. Da. Avem 3 minute la dispoziție pentru a da cât mai multe răspunsuri. Dacă reușești să treci de primele 6 întrebări cu răbdare, îți poți dubla suma. Dăm în județ. Începem din județul Brașov. Brașov. Și pornim cronometrul acum. În apropierea porții Șchei din Brașov se află un alt monument vechi. Poarta înclinată. Ecaterinei. Mai rămânem în Brașov. Ciobanii brăneni își păstrează în mod tradițional brânza în coajă de... Coajă de brad. Brad, așa este, chiar bună. Da. Județ. Argeș. Argeș. Acest boier a publicat la Buda în 1826 primul jurnal de călătorie din literatura română. Denicu Golescu. Corect, județ. Vâlcea. Pentru documentarea cărții Oltului, Geo Box a călătorit de-a lungul râului cu... Cu bicicletă. Corect, județ. Sibiu. Cu bicicleta soției, că n-a vrut să o strice pe lui. Muzeul Badea Cârțan se află în localitatea natală a marelui patriot român. Cârțișoară. Corect, județ. Alba. În 1952 la Helsinki, Iosif Sârbu a adus primul titlu olimpic din istoria țării la... Scrimă? Tir. Județ. Mureș. Mureș. Un lucicoș gustos se face cu afumătură, paprika și... Și... cartofi. Varză, un fel de ciorbă de varză excelentă. Opa! Păi cred că rămânem cu o ciorbă în runda asta. O evoluție excelentă a lui Laurențiu în runda a treia la Câștigă România. Mulțumesc! Care cumva încununează această evoluție într-o ediție. Hai că te-ai descurcat bine, ești cu 100 în plus, asta e important. E bine că sunt o primă greșeală în Brașov. Da. Și încă vreo două în Alba și Mureș, te-ai blocat. Bă, rar se întâmplă să te blochezi când alegi Brașovul județ de început.
Păi e simplu. Ai început această rundă cu 1000 de lei. În total ai 1100 lei. Sumă cu care vii mâine fain frumos, pentru că mai avem treabă. Da. Pentru o nouă ediție, câștigă România alături de Laurențiu. Nu uitați să mai intrați pe Instagram și pe Facebook. Avem concursuri foarte faine, puteți participa, dar trebuie să urmăriți și emisiunea. Dacă vreți să câștigați, puneți mâna pe carte, că nu urzică. Ceau! Câștigă România. Uite, dar unde vine denumirea asta? Ghițu Frunții Fraților. Dansăm aici ceva împreună. Hai, că nu ne putem apropia, că aș fi rus să-ți arăt. Dacă o să avem o doamnă... Pășmaș! Dobro, probabil. Ghiză tău! La lele, la lele, frumoase ca visele mele. Câștigi tu, câștigă România. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica.